La fel ca și ceilalți constructori care intervin la realizarea de proiecte în municipiilor reședințe de județe, reprezentanții firmelor care și-au adjudecat asfaltarea străzilor au participat la un nou comandament cu administrația locală. La fel ca și în celelalte întruniri au existat nemulțumiri și reproșuri pentru modul în care se execută lucrările. Spre exemplu, în ceea ce privește străzile pe care se lucrează în Burdujeni sat, constructorii sunt deficitari la forța de muncă și aceasta nu este singura problemă întâmpinată la execuțiile din zonă. Am fost și ieri și am vizitat toate șantierile. În Burdujeni sat se lucrează destul de bine, în mod special pe strada Victor Babeș și Plevnei. După părerea mea, mai trebuie forță de muncă pe Capitan Grigore Andrei. Am făcut această observație la firma lidera proiectului, firma Combucovina, la reprezentantul firmei. Un lucru la fel de important se referă la accesul în curțile oamenilor, aici dacă ne referim la lucrările din Burdujeni sat, și le-am cerut celor de la firme de construcție să meargă din poartă în poartă, acolo unde sunt blocate intrările pe poartă sau pe poarta mare sau cu mașina în curte, să asigure condiții în așa fel încât din panouri de lemn, din pământ, asat, alte mijloace, să poată oamenii să aibă acces peste iarnă în curțile lor. Practic, lucrările de asfaltare nu vor mai putea fi realizate pentru mult timp, deoarece vremea rece deja își spune cuvântul. Rămâne prioritar finalizarea străzii Mitropoliei în această săptămână. S-a turnat în cursul zilei de ieri stratul de rezistență pe partea, de lărgirea străzii, în așa fel încât să putem folosi strada la întreaga capacitate și pe zona lărgită. Urmează să trasăm în cursul zilei de azi, mâine, sensul giratoriu din dreptul Mănăstirii Sfântul Ioan, în așa fel încât să finalizăm circulația în zonă, să creionăm circulația în zonă și în același timp rămâne prioritar și sper că într-o zi, două, să poată finaliza lucrările cei de la Loial în ceea ce privește montarea semafoarelor, că sunt 7 semafoare, module de semafor în zona intersecției Mitropoliei cu bulevardul principal, cu Ana Ipătescu, accesul spre Consiliul Județean, accesul spre Ipotești. Cât privește componența proiectului de reabilitare de parcuri, municipalitatea susține că execuțiile merg bine. Lucrările din parcurile de la Ițcani și de la Burdujeni, la primărie, cele care sunt fonduri europene, la fel sunt destul de înaintate. Discutăm aici de creionarea parcurilor, de realizarea aleilor pietonale. Sigur, mai sunt probleme legate de vegetație, de arbuști, de iarbă, de irigații, probleme care vor fi rezolvate în vară. Până în prezent, gradul de realizare a lucrărilor la străzi se încadrează între 15 și 20%.